Tuturor, eu sunt Luca și bine v-am găsit la un nou episod puțin mai special. De ce zic puțin mai special? Pentru că momentan suntem pe contul mare, dar imediat vom fi pe contul mic. De ce zic asta? Păi am intrat și eu pe contul mare, am văzut că am treasury aici, am făcut misiunea aia de 5 stele și am avut și eu aici 200 de mii. Și cu 200 de mii am făcut 6.500.000. Păi ce poți să faci cu 6.500.000? Păi destul de multe. Cred că o să-mi fac un Archer Tower care o să ajungă la level 12. Vă dați seama cât de tare va fi? Sau un Cannon la 12? Băi, 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 băi. Deci crește cu 11 și aici crește cu 11. Bă, mai bine un Archer Tower pentru că e mult mai OP, adică trage și ground și air. Și boom! Da, mamă cum s-a dus. Cât de tare. Suntem în pană momentan, dar văd că aici se construiesc toate astea. Ar mai trebui să fac un Spring Trap, dar nu mai am bani. Un air bomb, un spring trap, mă rog. Chestiile alea nu mă bazez acum pe ele pentru că nu mă ajută. Da, știu, ar trebui să-mi fac și garduri și cred că o să mă apuc de garduri în cel mai scurt timp. Dar momentan vreau defensuri. Hai să intrăm pe contul mic pentru că așa am zis. Un moment. Load. Confirm. Băi, din ce am văzut eu, pe contul mic o duc destul de bine și vreau să mă maxez, ca să zic așa. Faza e că nice and tidy. Ah, da, l-am făcut ieri pe ăsta și am vrut să-l colectez în... m-am mai făcut ceva. Upgrade Crank Lestle to level 2. Tare. Și tare. Bun. Elixirul mi l-am consumat pe baloane. Știu că aveam 150.000 și rămâneam doar la 150.000, dar pur și simplu așa era. Asta trebuie să am Town Hall 6. Ok. Aici e mai ciudată treaba. Atacați numerele la care nu sunt făcute 3, ca putem face. Mulțumesc de înțelegere. Băi, War-ul l-am câștigat sau nu? Băi, 61 la 61, ce-i asta? Is this for real? Is this for real? Oh my god. Eu ciudat, nu sunt în war, dar nu știu ce, eu credeam că m-am pus în war, dar apare nu sunt în war, știi? Deci, GG. Hai să vedem ce au făcut băieții. Băieții au scos stele. Olimpiu n-a atacat. Băi, Olimpiu. La, știu că au plecat unii și asta m-a supărat foarte tare, gen primul număr știu că a plecat și... Vă dați seama, primele numere n-au fost făcute 3 stele, adică numărul 2 a fost de șeful. Wow, bun atac șefule, ce să zic. A intrat Ionel în clan, Ionel, mamă ce celebru ești tu, Ionel, salut, salut. Să cer? Da, băieți, o să mă spameze cu salut, Luca, salut, salut, salut. Hai să pun mina asta la level 8, perfect, și probabil... Mamă, am aproape 150.000 constant și probabil ar trebui să-mi fac gardurile. Băi, cred că ar fi ceva. Un loc și pentru mine. Accept. Clanul e full. Trebuie să ne uităm să vedem cine nu donează. De exemplu, IMAX. Văd că e pe tușă. Cine ar mai fi care nu donează? Vlad. Cred că Vlad o să-i dăm kick. O să-i dăm kick. Dap. Eu iau după donații. Nu știu dacă vorbesc. Faza e că... Așa-i consider eu după donații. Deci o să-i dăm kick lui Vlad. Hai să-i dăm accept. Ok, salutări. Hai să le cem și băieților. Eu sunt mulțumit de war, n-am ce zice. E un war ok. Momentan ok. Dacă îl câștigăm, va fi și mai ok. Băieții au dat ceva atacuri pe aici. Așa mai merge. Șeful, am văzut că a atacat destul de bine în war și cred că o să-i dau elder. Mamă, loot. Loot. Nu foarte mult loot, dar e ceva. N-ai ce zice. Și... Nu știu, eu m-am obișnuit cu chatul ăsta, nu știu dacă v-ați obișnuit, în sfârșit, salut, Luca, ai văzut ce ori avem? Alo băieți, salut, 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 Leon. Ok, faza e că am văzut o strategie în care poți să farmezi, să faci o stea cu giganți și cu goblini și să faci o stea. Da, știu, e ciudat, dar strategia nu știu, merge la Town Hall 8, maxim 9, mai departe nu, e destul de greu. Salut, Luca, filmezi? Dap. Filmez, omule. Și storage-ul ăsta mi l-am făcut pentru că trebuia să scap de elixir și... Uite, mai pot să elimin astea pentru că n-am ce face cu atâta elixir, e prea mult, pur și simplu e prea mult. 300 de gemsuri, e ok. Luca, mă bagi în următorul war. Bă, nu știu dacă o să vă bag în următorul, trebuie să vin și eu cu un Town Hall 10 medium clan, trebuie să-l recuperez. YouTube caut gagică, bravo. Și eu. Dar de fapt, nu caut, că eu am pereza, măi, bulangiule. Bulangiule, să nu mi-a fur pereza. Ai înțeles? Dacă tu ești la video ăsta, să ai grijă. Ia să vedem, domnule YouTube. Mamă, 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 oh my god.
Doamne, cât loot găsesc oamenii ăștia, frate? Cât loot poți să găsești? E deja... Doamne, e mult prea mult pentru mine, adică... Nu, eu nu prea găsesc așa, văd că oamenii deja încep să dea atacuri. Și, mamă, cum arată elixir colectoarele astea. Și minele, uitați-vă doar cum arată, cât de frumos arată acel gold. Merele lui Preslea. Da, e un TH10 destul de mort, pot să zic. XBO-ul ăsta aparent mai e încărcat, da, presupun că e încărcat foarte puțin. Ăsta nu mai e deloc. Și în rest e ok, n-am ce zice. O să ne mă uit la toate atacurile. Vreau să vă știți că toți cei care îmi scrieți pe Facebook, sunteți foarte mulți, sunteți o grămadă, credeți-mă. Faza este, a pus Skeleton pe la aici. Faza este că sunteți foarte mulți și eu nu țin pasul. Nici nu prea stau eu pe Facebook on decât dacă e să vorbesc cu un coleg sau ceva de genul și să mă uit pe la newsfeed. Dar în rest pe Facebook eu nu stau gen să citesc. Le citesc, nu pot să zic că nu le citesc, dar... Să nu vă așteptați să vă dau un răspuns sau ceva, pentru că nu sunt activ și la request message-urile alea le văd pe telefon, că pe calculator nu știu cum e. Și asta e faza. Deci nu vă așteptați dacă mi-ați scris pe Facebook Messenger să vă și răspund în cel mai scurt timp. Probabil o să vă răspund când o să pot. Dar să nu-mi trimiteți mesaje de alea, salut Luca, ce faci? Pentru că la alea clar nu o să vă răspund. Măcar îmi spuneți și voi subiectul, bă Luca, uite, am o propunere, bă Luca, uite, hai să facem asta, bă Luca, nu știu. Și văd că tipul chiar a luat ceva, ceva loot. Tipul era în România clan, deci vedem că era într-un clan destul de bun. Și ce am observat și eu, mi-a zis cineva aseară, bă, Luca schimbă pe România. Și eu am zis, ok, hai să schimbăm să vedem pe ce loc suntem. Mai are 18 arcașe care le pune aici la Dark Elixir. Tare. Mamă, cât loot, frate, cât loot. Stai. Deci, după e David. Faza e că eu nu prea pot să fiu așa și într-o parte gen... Eu acum am Ward, de exemplu, în clanul meu, România 89, bine, ăsta, tot ăsta e clanul meu, dar știți la ce mă refer. Faza este că... Ăsta ce e? Ăsta nu-i loot. Bă, dar este... L-a făcut 3 stele măcar? L-a făcut. Faza este că nu pot să fiu, cum să zic eu, pe două conturi deodată. Desigur aș putea pe unul să joc pe telefon și pe unul pe calculator, dar mi-ar fi destul de greu și ar fi destul de nașpa, nu aș recomanda chestia asta. Și văd că Wizardzii la Town Hall-uri mici te salvează și asta am observat-o și eu, pentru că îmi donează băieții și mie Wizard și vreau să le mulțumesc. Și îmi place foarte mult cum arată nuanța de Wizards de level 4, arată chiar foarte tare. YouTube, uitați, look. Mamă, loot, n-ai ce zice. Băi, și când găsește așa ceva, adică arată prea tare în primul rând elixir colectoarele, uitați cum sunt. Minele nu poți să zici că sunt ceva, dar elixir colectoarele arată așa de tare. Oricum eu m-aș repezi spre gold, știți foarte bine. Și mamă câte arcașe cum le pune omul. Le pune cu 8 mâini. Cu 10, că atâta mi se pare că e maximul pe telefon. Există mai mult, adică mai mult de 10, îți recunoaște telefonul mai mult de 10 degete? Nu cred, nu cred. Important e că ia loot-ul, adică nici... Cum v-am zis eu, nu vă interesează dacă faceți stele sau nu, contează loot-ul să luați și să vă lăudați în clan, să vă enervați colegii, cum zic eu. Da, o grămadă de luni am ce zice. Și chiar îmi place că băieții găsesc. Este, o să vă arăt imediat pe ce loc suntem, dar să ne mai uităm la atacuri. Watch live, bla bla bla. Faza este, eu nu prea citesc pe aici. Nu, să zicem că eu intru doar să colectez, nu neapărat și scriu, pentru că știu că dacă aș scrie, bine, asta când am timp. Nu scriu pentru că de multe ori nu am timp, trebuie să plec și dacă scriu bună, salut, băieții tot o să mă întrebe chestii și eu nu o să pot să le răspund. Și de asta de multe ori când sunt în clan nu le răspund. Luca bagă pe cine vrea în World. Da, exact. Am mai dat aseară la doi oameni co-leader, lui The Killer și lui Master. Și cred. Da, cred că ar mai trebui să dăm la cineva Elder, pentru că văd că donează băieții și sunt foarte ok. Să ne mai uităm pe aici cine mai e. Raku. Salut, Raku. Șeful. Șeful a atacat destul de bine în War, n-am ce zice, adică a făcut două stele la Zivil Chung. Chung. Ăștia sunt... Mamă, o, interesantă strategie. A, strategia lui Pinky, măi. Bă, Pinky, uită-te aici cum se atacă, nu cum ataci tu. Cum atacai tu, că n-am mai fost strategia asta la Pinky. Faza e că... Din ce știam eu, asiatici ăștia sau nu mai știu ce popor, chinezii, ci că și au numele gen, când, dacă stai la blog, pur și simplu iei un lighean și-l arunci pe scări, pe trepte.
Și cum se aude, așa îl cheamă pe copilătul tău. Știu că e foarte ciudat și n-are nicio logică, dar așa am înțeles și eu. Și uite, distruge două air defense-uri, mă rog, dacă air defense-ul... A, oricum distruge cu Barbarian King-ul, chiar dacă e de level 10. Da, foarte tare și au mai rămas două air defense-uri. Problema va fi ăsta, nu ăsta. Dar cred că dacă intră de aici, da, perfect. Va avea noroc și baloane. Wizard Tower-ele văd că sunt, nu lipsesc. Dar e bine că... O să dea lava distract și mamă, are viață la level 1, n-ai ce zice. Pune destul de ok. Pune foarte ok rage spell-urile, n-am ce zice. Și face 3 stele foarte, foarte ușor. Pur și simplu trebuie să vezi atacurile astea. Bine, dacă ești Pinky nu poți să le faci și toți știm asta. Dar ia uite cu cine distruge. Zici că e povestea. A distrus balonul, cât de nașpa. Cât de nașpa, omule. Faza e că dacă ai noroc poți să faci 3 stele cu această strategie. Pur și simplu și la un Town Hall nou mai maxat, ca să zic așa. Pur și simplu trebuie să vezi atacul și să știi să te gândești, bă, de unde trebuie să încep eu atacul ca să poți să-l continui. Da, faza e că noi suntem, deci, câte puncte avem noi? Avem 19.619. Bun. Am schimbat pe România pentru că m-au rugat băieții să zic al câtelea clan. Știu că ieri seara eram al 460-lea. Bă, un număr foarte impresionant, adică dacă... 352. Shogun. Stai, știam clanul ăsta. A, nu. Știam un clan că se chema Shogun și mă întreb pe ce loc e România 89. România 89 câte puncte are? Ia stai, dacă mă duc la clan, să mă uit aici câte puncte are. Are 23.520. Hai să căutăm și clanul România 89. 23.520. 23.000. Mamă, băi. 520. Pe locul 127 în România? Oh, prietenii pup. Știu și clanul ăsta. Îl știu pe Nick. Pe toți Nicky. Pe toți Nicky. Da, pe toți Nicky. Pentru că la un moment dat îmi dădeau și ei atacuri și le mai puneam pe YouTube eu. Un clan foarte tare. Dar e destul de... Are cerințe destul de mari. Mă rog, nu sunt foarte mari playerii, dar primii playeri, adică sunt super, super OP. Da, eu mă întreb dacă toate conturile aparțin lui. Chiar o să-l întreb. Adică patru conturi? Bă, tare, tare tipul. A, 1, 2, a, 3. 1, 2, 3. Nu, 1, 2, 2, 3. A, trebuia să-i lipsească unul ca să fiu doar 1, 2, 3. Mă rog, bă, dacă suntem pe 127 destul de ok. Ce clanuri mai sunt pe aici? Infractorii. Știu că are și Alex clan. Adică am văzut că se cheamă Centuriștii. Ia să vedem. Să-l vizităm și noi pe Alex. Din ce am văzut eu. Mamă, l-a distrus. Dar nu mai intră. I-a dat pas max. Că știu că se juca cineva pe contul lui la un moment dat. Băi, nu are player foarte mari. Clanul canalului Z-Alex, YouTube un ZLTH8 full. Dacă nu poți intra. Dacă nu poți, nu intri. E simplu. Ce descriere. Descriere de aia deep. Deci da, trebuie să strâng și eu gol. Hai să încerc să atac. Și să sperăm că war-ul va fi câștigat, pentru că dacă nu va fi câștigat, îmi bag picioarele și trebuie să iau măsuri, să dau demo, să kickez și prostii de astea pentru atacuri slabe în war. Adică, frate, greșești odată, dar greșești și în al doilea war pe bune și dai fail de la... Înțeleg să ai ghinion, dar totuși încearcă și tu să n-ataci. Dacă ești numărul 10, n-ataci numărul 4. Logic, nu? Ataci și tu măcar... Și nici 10 n-ataci neapărat, ataci, nu știu, 12. Vezi și tu unde s-au făcut stele. Ok, aparent e loot pe aici. Are ceva clan chestia? Dacă are, îl sparg. Hai să-l pun mai aproape așa, dar mi-era frică să nu fie giant bombe sau prostii. Ok, am luat ceva, am luat ceva, uite aici mai trebuie să pun. Și, băi, mă duc înspre, da, mă rog, elixirul e degeaba. Mă duc înspre 100.000, asta e tare. Dacă mai găsesc un atac de 50.000, cred că o să-mi pun Town Hall-ul să nu mai aștept pentru că n-am ce face. Și, trebuie pur și simplu să mi-l pun pentru că nu mai pot să rezist, adică să fac toate gardurile, e prea plictisitor și air defense-ul și prostii și eu am o bază foarte slabă, adică bază pe care o am în momentul ăsta nu e OP. Mamă, i-am luat tot? Ah, eu credeam că mai are și în storage-uri. LOL. I-am luat 55.000, ok. Faza e că eu am o bază foarte slabă, adică la TH4, 5 ar trebui astea gen să nu fie, să fie toate lipite, știi? Să fie pur și simplu o împrejmuire de garduri, știi? Un fel de perimetru, știi? Ca la problemele cu matematică, că se în...
cum mai era, că se împrejmuiește grădina, că se nu știu ce. Doamne, cât mă enervau problemele alea. Adică erau simple, dar pur și simplu mă enervau așa ca cum erau formulate. Mersi mult de Wizards. Îmi donează băieții, n-am ce zice. Eu nu prea donez și chestii de genul pentru că n-am, nu vreau să-i dezamăgesc pe băieți. Mulțumesc. Ia să vedem ce întrebare. Ascult, master. Nu mai ziceți, Luca, am o întrebare. Pur și simplu, da, de fapt mai bine ziceți așa ca să... Că eu nu mă uit la toate mesajele și când mă uit... rămâne la câteva oruri. Păi dacă faci de-astea urâte, domnule Xleo... da, deci pur și simplu, ca să știți, în clanul ăsta, de chestia cu rimele o dezvoltăm sau... da, deci era o chestie cu rimele, făceau ăștia băieți numerii mei, o să mă gândesc eu ce să facem. În schimb, mi-a venit mie ideea seara, o să fac o parodie cu Reza. Că de când zic nu, și nu mă asculti. Păi nu te ascult. Ok, faza e că... Ok, deci, m-am gândit eu că ar trebui să fac o parodie de Clash. Nu vă zic acum care-i faza. Trebuie să scriu versurile, mă rog, trebuie să scriu versuri, au zis că sunt compozitor Eminescu. Și o parodie destul de șmecher, adică primele rânduri, primele versuri sunt destul de ok. E și Reza în poezie, mă rog, în așa zisa parodie. E despre Minecraft, că nu mă uit la Minecraft, nu, la video de Clash. Și acum că mi-ai zis că nu te uiți la Minecraft, kick. Ok, faza e că o să fac eu o parodie și asta nu știu când va apărea, deci va apărea probabil prin august. Trebuie să mă gândesc să văd cât am și eu timp și cred că aș mai da un atac. Ok, suntem 50 și asta mă bucur. Asta mă bucur foarte mult că suntem 50, mă rog, am fost 50 de când am făcut clanul. Și aparent cred că din war-ul ăsta vom face... o să facem și noi oare... Stai, deci am băgat 25 și ori trecut tot 25, oare o să facem? Avem 130 și dacă îl câștigăm 180. Deci cu un calcul super simplu, câți am fost data trecută? Dar nu pot să mă uit. De ce details not available? What? Ok, deci cred că o să punem... Dar nu, nu frate, vreau să pun TH-ul, adică mi-e lene să fac... acum tot zic că e fain mai când Luca e on... Că e Luca on, dar după... Da, să știi, să știi. Așa e, Vlad. Apropo, eu și Asasin avem hater. De ce aveți hateri? Clipul pe it. Păi azi o să apară unul pe contul mare și mâine ce filmez eu acum. Deci, o să mă gândesc eu ce o să fac, dar hai să de fapt să atac, adică să nu mă mai prostesc în video. Și durează mult giganții, mă enervează chestia asta, sunt și foarte slab, ia să vedem. Mamă, 14 damage per secundă, really? Really, man? Astea cât dau 9. Băi, eu am arcașele la 7 și astea sunt la 2 abia, adică... Interesantă chestie. Și cred că o să-mi consum... Ți-am zis că e un file la build battle. Da, foarte tare. Deci, faza e că... eu... Dacă pot, o să vă accept în clan, dar dacă nu, deja nu mai pot. Și nu mai zic, dacă vă uitați la video ăsta și sunteți din clan, faza e că dacă eu le-am dat call lui Master și lui Killer, înseamnă că, băi, încercați să fiți și voi mai, cum să zic eu, puțin mai, să îi respectați atâta timp cât sunt superiori voi. Însă și invers, adică și Master și Assassin și, scuze, cine mai e? Și The Killer, faza e că și ei trebuie să se poarte frumos cu voi și chestii de genul. Oricum, la atacuri aici mai am vreo problemă? Da, cred că o să schimb înapoi pe România. Cred că o să mă pun din nou pe Christmas Island. Christmas Island. Un moment. Da, o să înceapă clar iarăși ăla cu bormașina. Unde e mă Christmas Island? Ok. Save. Bam. Luca, frumos, de ce am not gay, sorry. Uitați-vă în cont dacă nu mă credeți egalitate. Da, bla 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 bla. Doamne. Mă rog. We are safe for now. Relax or attack. Ia să vedem ce lucruri o să obțin eu. Deci o să obțin un army camp. Cu asta o să pot să-mi consum elixirul.
Un Wistaur, un Archer, câteva garduri. A, Spell Factory, o mamă cum arată. Cum arată, cât de tare arată. Ăsta nu pot să-i dau, era prea tare să-i dau up. Să-l fac la 6. Și un cannon dă destul de mult damage la level mic. Adică... A, ba, dau la fel, de fapt. De fapt, la fel, dar știu că are mai puțină HP, nu? Da, clar. Archer Tower are mereu mai puțină HP. Salut, Reze. Băi, deci credeți-mă că eu tot ce trebuie să fac este să scot din clan ca să accept la unii și asta nu-mi place deloc. Da, pur și simplu trebuie să încerc să atac. Hai să dăm un find the match. Bă, aș vrea să găsesc un 25. Dacă era invers aici, îl atacam. Dar așa, n-are rost să pierd trupe pentru că și aștept foarte mult. Și asta nu-mi place deloc. Da, desigur, știu că aș putea să pun arca și să iau la un atac 10.000, la altul 25 și să fac așa 50.000, dar nu sunt eu pe principiul ăsta decât pe contul mare. Când ești pe contul mic, frate, ori găsești mult, ori nu. Adică mi-e lene, știi, să antrenez trupe, pe contul mare e altă treabă, pur și simplu e altă treabă și nu sunt așa de stresat că... Oh my god, loot? Dar n-am cum să-l atac. Acum bate tipul ăla cu ciocanul și asta mă enervează. Trebuie să mă o să-i fac plângere, frate, dă-l încolo. Pune la fiș în fața blocului că, bă, uitați chestii, da, pe bune, frate. Două luni ții chestia asta, două luni, oh, fucking. 7.000, bă, dar de ce se găsește acum mai mult elixir? Și presupun că când n-o să am elixir, o să se găsească mai mult gol sau cum? Aș putea să uite să atac așa? Pium, pium. Aoleu, mai are și în clan chestel fraierul. Du-te de aici, du-te de aici. Mi-am mai consumat și... stai că eu consum și loot, dacă stau să mă gândesc acum. Sau ce a schimbat Luca la clan? Doar țara, da. Defense log, revenge. Da, nu cred că mă pun eu cu ăștia, adică ăștia au lighting, ăștia au spell factory. Sunt clar, mult mai OP decât mine. 377. Hai mă să găsesc ceva loot. Să găsesc, nu, 2000 de loot. Mai știți când aveam town hall super mic și eram în România? Era chiar tare. Primeam și trupe, dar acum trebuie să muncim. Trebuie să muncim. Oricum muncim cu băieții în clan. Și ce bază. Băi, ce bază are. Crede că nu pot să-l atac din partea aia sau doar merge din partea aia. Adică văzusem la un moment dat un atac de la, nu mai știu, de la Shift Path sau ceva de genul, în care un golem, când murea, distrugea town hall-ul. Deci cât de tare poate să fie chestia asta? Adică dă damage când moare. M-am uitat chiar acum câteva zile și am fost ceva gen wow, cât de tare e chestia asta. Ar trebui să o încerc și eu, dar teoretic n-ai cum să o încerci, tu pur și simplu trebuie să ai noroc să poți să o încerci. Look, ce nume are ăsta. Băi, dar nu mai găsim și noi Oreza. Aparent găsisem ieri Oreza, dar pe contul mare, da, era prea târziu și mi-era lene să o atac. Și nici nu puteam să o atac pentru că era prea max. Pentru că știm foarte bine că Oreza e mult mai max decât noi și e superioară nouă. Asta trebuie să fie clar. Mamă, dar dacă mi s-ar face și mie trupele și aș găsi o bază mai bună... Dă, Doamne, să nu fie ceva în clan chestel. Dacă e ceva în clan chestel, eu sunt fucked up. Bun. Puteam să pun o arcașă, știu. Fii antenă, Tereco. Tereco, Archer Tower. Așa, gata. Potolim și noi Archer Tower-ul ăla. O să distrugem mortarul. Bun, e perfect că e mortarul aici, că nu o să mai îmi dea la arcașe. Bine, îmi dă puțin acum la arcașe. A, una mi-a distrus, e perfect. Și aparent, cred că îmi fac town hall-ul la up. Nu la Wizard Tower. Omule, aoleu, mai e și un cannon aici. Acum am ziceți. Da, nu o să iau tot loot-ul, dar ceva tot o să iau. Și e bine cu Wizards din clan chestia, l-am ce zice, e prea bine, prea OP. Dar nu vă duceți la elixir colectoare. Dacă i-aș lua acum tot loot-ul, aș face fix 50.000, dar nu o să fac. Asta mă enervează, o să moară Wizardul ăla sau nu moare. Dacă s-ar duce la cannon ar fi OP, fii antenă. Și dai în arcașă, te rog, dai în arcașă. Bun. Acum, băi, acum cred că fac 50.000. Da, băi, fac 50.000. Chiar nu cred. Lol, m-a salvat Crax ăsta. Da, fac, clar iau mina asta. Și 5.000 acum pot să dau și eu gemsuri, pentru că nu sunt chiar așa. Oh, îi fac și 3 stele, aparent. Lol, da, nu știu să apreciez la town hall-uri mici, nu sunt obișnuit. Adică văd că mor foarte repede trupele și aia e. Dar o să-i fac 3 stele ca să primesc bonus loot-ul ăla, știți? Și m-au salvat pur și simplu Wizards din Clan Castle, adică domnișorul, pentru că doar el a mai rămas. Wow, Town Hall la up. Și cât durează? 2 zile? Cred că 2 zile durează, mai mult n-ar avea de ce. Și stai, mai are ceva pe aici că mi-e lene să mai aștept să se ducă trupele? Nu. Și asta valorează 3%? Interesant, mamă, și câtă viață are un storage.
trage wizardul ăla. Bun, perfect, am făcut și eu o misiune, aparent, Conqueror. Sper că am citit bine. Mamă, o să pun Town Hall-ul la up. Perfect. Win, 25. Oh, 25 de bătălie am câștigat. Tare, tare. Și ușor, ușor se fac și gemsurile. Păi da, până pe data viitoare, eu am fost Luca, nu uitați. Dacă nu răspund asta, nu înseamnă că nu citesc neapărat. Dar, na. Eu am fost Luca, încercați să, nu știu cum să zic, să fiți mai buni. Și noi ne vedem la un episod de Clash. Dacă va mai fi un episod de Clash, ceva mai dramatic. Deci, pa! Strâng și eu gol, hai să încerc să atac. Și să sperăm că war-ul va fi câștigat, pentru că dacă nu va fi câștigat, îmi bag picioarele și trebuie să iau măsuri. Să dau demo să chichez și prostii de astea pentru atacuri slabe în war. Adică, frate, greșești odată, dar greșești și în al doilea war pe bune și dai fail de la... Înțeleg să ai ghinion, dar totuși încearcă și tu să n-ataci. Dacă ești numărul 10, n-ataci numărul 4. Logic, nu? Ataci și tu măcar, și nici 10 n-ataci neapărat, ataci, nu știu, 12. Vezi și tu unde s-au făcut stele. Ok, aparent e loot pe aici. Are ceva clan chestia? Dacă are, îl sparg. Hai să-l pun mai aproape așa, dar mi-era frică să nu fie giant bombe sau prostii. Ok, am luat ceva, am luat ceva, uite aici, mai trebuie să pun. Și, băi, mă duc înspre, da, mă rog, elixirul e degeaba. Mă duc înspre 100.000, asta e tare. Dacă mai găsesc un atac de 50.000, cred că o să-mi pun Town Hall-ul să nu mai aștept, pentru că n-am ce face. Și trebuie, trebuie pur și simplu să mi-l pun, pentru că nu mai pot să rezist. Adică să fac toate gardurile, e prea plictisitor și air defense-ul și prostii. Și eu am o bază foarte slabă, adică... Baza pe care o am în momentul ăsta nu e pe... Mamă, i-am luat tot? A, eu credeam că mai are și în storage-uri. Lol. I-am luat 55.000, ok. Faza e că eu am o bază foarte slabă, adică la TH4-5 ar trebui astea gen să nu fie, să fie toate lipite, știi? Să fie pur și simplu o împrejmuire de garduri, știi? Un fel de perimetru, știi? Ca la problemele cu matematică, că se în... Cum mai era? Că se împrejmuiește grădina, că se nu știu ce... Doamne, cât mă enervau problemele alea. Adică erau simple, dar pur și simplu mă enervau așa ca cum erau formulate. Mersi mult de Wizards. Îmi donează băieții, n-am ce zice. Eu nu prea donez și chestii de genul, pentru că nu vreau să-i dezamăgesc pe băieți. Mulțumesc. Ia să vedem ce întrebare. Ascult, Master. Nu mai ziceți, Luca, am o întrebare. Pur și simplu, dar de fapt mai bine ziceți așa ca să... Că eu nu mă uit la toate mesajele și când mă uit... rămâne la câteva war-uri. Păi dacă faci de-astea urâte, domnule Xleo. Da, deci pur și simplu, ca să știți, în clanul ăsta, de chestia cu rimele o dezvoltăm sau... da, deci era o chestie cu rimele, făceau ăștia băieți numerii mei. O să mă gândesc eu ce să facem. În schimb, mi-a venit mie ideea seara. O să fac o parodie cu Reza. Că de când zic nu, și nu mă asculti. Păi nu te ascult. Ok, faza e că... Ok, deci, m-am gândit eu că ar trebui să fac o parodie de Clash. Nu vă zic acum care-i faza. Trebuie să scriu versurile, mă rog, trebuie să scriu versurile. Eu zici că sunt compozitor Eminescu. Și o parodie destul de șmecher, adică primele rânduri, primele versuri sunt destul de... E și Reza în poezie, mă rog, în așa zisa parodie. E despre Minecraft, că nu mă uit la Minecraft. Nu, la video de Clash. Și acum că mi-ai zis că nu te uiți la Minecraft, kick. Ok, faza e că o să fac eu o parodie și asta nu știu când va apărea. Deci va apărea probabil prin august. Trebuie să mă gândesc să văd cât am și eu timp și cred că aș mai da un atac. Ok, suntem 50 și asta mă bucur. Asta mă bucur foarte mult că suntem 50. Mă rog, am fost 50 de când am făcut clanul. Și aparent cred că din war-ul ăsta vom face o să facem și noi, oare... Stai, deci am băgat 25 și war-ul trecut tot 25. Oare o să facem? Avem 130 și dacă îl câștigăm 180. Deci cu un calcul super simplu, câți am fost data trecută? Dar nu pot să mă uit. De ce details not available? What? Ok, deci cred că o să punem, dar nu frate, vreau să pun TH-ul, adică mi-e lene să fac, acum tot zic că e fain mai când Luca e on, că
Că e lockdown, dar după... Da, să știi, să știi. Așa e. Multe ori când sunt în clan, nu le răspund. Luca bagă pe cine vrea în world. Da, exact. Am mai dat aseară la doi oameni co-leader, lui The Killer și lui Master. Și cred. Da, cred că ar mai trebui să dăm la cineva Elder, pentru că văd că donează băieții și sunt foarte ok. Să ne mai uităm pe aici cine mai e. Raku. Salut, Raku. Șeful a atacat destul de bine în War, n-am ce zice, adică a făcut două stele la Zivil Chung. Chung. Ăștia sunt... mamă, o, interesantă strategie. Strategia lui Pinky, măi. Bă, Pinky, uită-te aici cum se atacă, nu cum ataci tu. Cum atacai tu, că n-am mai fost strategia asta la Pinky. Faza e că, din ce știam eu, asiatici ăștia sau nu mai știu ce popor, chinezii, ci că și-au numele gen... Când, dacă stai la blog, pur și simplu iei un lighean și îl arunci pe scări, pe trepte. Și cum se aude, așa îl cheamă pe copilătul tău. Știu că e foarte ciudat și n-are nicio logică, dar așa am înțeles și eu. Și uite, distruge două air defense-uri, mă rog, dacă air defense-ul... oricum distruge cu Barbarian King-ul, chiar dacă e de level 10. Da, foarte tare și au mai rămas două air defense-uri, problema va fi ăsta, nu ăsta. Dar cred că dacă intră de aici, da, perfect, va avea noroc și baloane. Wizard Tower-ele văd că sunt, nu lipsesc, dar e bine că... O să dea lava distract și mamă, are viață la level 1, n-ai ce zice. Pune destul de ok. Pune foarte ok rage spell-urile, n-am ce zice. Și face 3 stele foarte, foarte ușor. Pur și simplu trebuie să vezi atacurile astea. Bine, dacă ești Pinky nu poți să le faci și toți știm asta. Dar ia uite cu cine distruge. Zici că e poveste. A distrus balonul, cât de nașpa. Cât de nașpa, omule. Faza e că dacă ai noroc poți să faci 3 stele cu această strategie. Pur și simplu și la un Town Hall nou mai maxat, ca să zic așa. Pur și simplu trebuie să vezi atacul și să știi, să te gândești, bă, de unde trebuie să începi eu atacul ca să poți să-l continui. Da, faza e că noi suntem, deci, câte puncte avem noi? Avem 19.619. Bun. Am schimbat pe România pentru că m-au rugat băieții să zic, al câtelea clan. Știu că ieri seara eram al 460-lea. Bă, un număr foarte impresionant, adică dacă... 352. Shogun. Stai, știam clanul ăsta. A, nu. Știam un clan că se chema Shogun și mă întreb pe ce loc e România 89. România 89 câte puncte are? Ia stai, dacă mă duc la clan, să mă uit ce câte puncte are. Are 23.520. Hai să căutăm și clanul România 89. 23.520. 23.000. Mamă, băi. 520. Pe loc 127 în România? Oh, prietenii, pup. Știu și clanul ăsta. Îl știu pe Nick. Pe toți Nicky. Pentru că la un moment dat îmi dădeau și ei atacuri și le mai puneam pe YouTube eu. Un clan foarte tare. Dar e destul de... Are cerințe destul de mari. Mă rog, nu sunt foarte mari playerii, dar primii playeri, adică sunt super, super OP. Da, eu mă întreb dacă toate conturile îi aparțin lui. Chiar o să-l întreb. Adică 4 conturi? Bă, tare, tare tipul. A, 1, 2, a, 3. 1, 2, 3. Nu, 1, 2, 2, 3. A, trebuia să-i lipsească unul ca să fiu doar 1, 2, 3. Mă rog, bă, dacă suntem pe 127 destul de ok. Ce clanuri mai sunt pe aici? Infractorii. Știu că are și Alex clan. Adică am văzut că se cheamă Centuriștii. Ia să vedem. Să-l vizităm și noi pe Alex. Din ce am văzut eu... Mamă, l-a distrus. Da, nu mai intră? I-a dat pas max? Că știu că se juca cineva pe contul lui la un moment dat. Băi, nu are player foarte mari. Clanul canalului Z Alex, YouTube cu ZLTH-shop full, dacă nu poți intra... Dacă nu poți, nu intri, e simplu. Ce descriere. Descriere de aia deep. Deci da, trebuie să... Blood... apropo, eu și asasin avem hater. De ce aveți hateri? Clipul pe it. Păi azi o să apară unul pe contul mare și mâine ce filmez eu acum. Deci, o să mă gândesc eu
ce o să fac, dar hai să de fapt să atac, adică să nu mă mai prostesc în video. Și durează mult giganții, mă enervează chestia asta, sunt și foarte slab, ia să vedem. Mamă, 14 damage per secundă, really? Really, man? Astea cât dau 9. Băi, eu am arcașele la 7 și astea sunt la 2 abia, adică... Interesantă chestie. Și cred că o să-mi consum... Ți-am zis că e un valabil battle. Da, foarte tare. Deci, faza e că... eu, dacă pot, o să vă accept în clan, dar dacă nu, deja nu mai pot. Și nu mai zic, dacă vă uitați la video ăsta și sunteți din clan, faza e că dacă eu le-am dat call lui Master și lui Killer, înseamnă că, băi, încercați să fiți și voi mai, cum să zic eu, puțin mai să îi respectați atâta timp cât sunt superiori voi, însă și invers, adică și Master și Assassin și, scuze, cine mai e? Și The Killer, faza e că și ei trebuie să se poarte frumos cu voi și chestii de genul. Oricum, la atacuri aici mai am vreo problemă? Da, cred că o să schimb înapoi pe România. Cred că o să mă pun din nou pe Christmas Island. Christmas Island. Un moment. Da, o să înceapă clar iarăși ăla cu bormașina. Unde e, mă, Christmas Island? Ok. Save. Bam. Luca, frumos, de ce am not gay, sorry. Uitați-vă în cont dacă nu mă credeți egalitate. Da, bla 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 bla. Doamne. Mă rog. We are safe for now. Relax or attack. Ia să vedem ce lucruri o să obțin eu. Deci o să obțin un army camp. Cu ăsta o să pot să-mi consum elixirul. Un Wiz Tower, un Archer, câteva garduri. Ah, Spell Factory. Mamă, cum arată. Haha, cum arată, cât de tare arată. Asta nu pot să-i dau, era prea tare să-i dau up. Să-l fac la 6. Și un cannon dă destul de mult damage la level mic. Adică... ba, dau la fel, de fapt. De fapt, la fel, dar știu că are mai puțină HP, nu? Da, clar. Archer Tower are mereu mai puțină HP. Salut, Dreze. Băi, deci credeți-mă că eu tot ce trebuie să fac este să scot din clan ca să accept la unii și asta nu-mi place deloc. Da, pur și simplu trebuie să încerc să atac. Hai să dăm un find the match. Bă, aș vrea să găsesc un 25, dacă era invers aici, îl atacam, dar așa, n-are rost să pierd trupe, pentru că și aștept foarte mult și asta nu-mi place deloc. Da, desigur, știu că aș putea să pun arca și să iau la un atac 10.000, la altul 25 și să fac așa 50.000, dar nu sunt eu pe principiul asta decât pe contul mare. Când ești pe contul mic, frate, ori găsești mult, ori nu. Adică mi-e lene, știi, să antrenez trupe, pe contul mare e altă treabă, pur și simplu e altă treabă și nu sunt așa de stresat că... Oh my god, loot? Dar n-am cum să-l atac. Acum bate tipul ăla cu ciocanul și asta mă enervează. Trebuie să mă o să-i fac plângere, frate, dă-l încolo. Pune la fiș în fața blocului că, bă, uitați chestii, da. Pe bune, frate. 2 luni ții chestia asta, 2 luni. Oh, fucking... 7.000, bă, dar de ce se găsește acum mai mult elixir? Și presupun că când n-o să am elixir, o să se găsească mai mult gold sau cum? Aș putea să uite să atac așa? Bium, bium. Aoleu, mai are și în clan chestel fraierul. Du-te de aici, du-te de aici. Mi-am mai consumat și... A, stai că eu consum și loot dacă stau să mă gândesc acum. Să ce a schimbat Luca la clan? Doar țara, da. Defense log, revenge. Da, nu cred că mă pun eu cu ăștia, adică ăștia au lighting, ăștia au spell factory, sunt clar mult mai OP decât mine. 377. Hai mă să găsesc ceva loot, să găsesc nu 2000 de loot. Mai știți când aveam Town Hall super? Și cu atâta elixir e prea mult, pur și simplu e prea mult. 300 de gemsuri e ok. Luca, mă bagi în următorul war. Bă, nu știu dacă o să vă bag în următorul, în 3 vin și eu cu un Town Hall 10 medium clan, trebuie să-l recuperez. YouTube caut gagică, bravo, și eu. Dar de fapt nu caut, că eu am pe Reza, măi, bulangiule. Bulangiule, să nu mi-a fur pe Reza, ai înțeles? Dacă tu ești la video ăsta, să ai grijă. Ia să vedem, domnule YouTube. Mamă, 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 oh my god. Doamne, cât loot găsesc oamenii ăștia, frate? Cât loot poți să găsești? E deja... Doamne, e mult prea mult pentru mine, adică... Nu, eu nu prea găsesc așa, văd că oamenii deja încep să dea atacuri. Și, mamă, cum arată elixir colectoarele astea. Și minele, uitați-vă doar cum arată, cât de frumos arată acel gold.
merele lui Preslea. Da, e un TH10 destul de mort, pot să zic. Xbox-ul ăsta aparent mai e încărcat, dar presupun că e încărcat foarte puțin. Ăsta nu mai e deloc. Și în rest e ok, n-am ce zice. O să ne mă uit la toate atacurile. Vreau să vă știți că toți cei care îmi scrieți pe Facebook, sunteți foarte mulți, sunteți o grămadă, credeți-mă. Faza este, a pus Skeleton Spell aici. Faza este că sunteți foarte mulți și eu nu țin pasul. Nici nu prea stau eu pe Facebook on decât dacă e să vorbesc cu un coleg sau ceva de genul și să mă uit pe la newsfeed. Dar în rest pe Facebook eu nu stau gen să citesc. Le citesc, nu pot să zic că nu le citesc. Dar să nu vă așteptați să vă dau un răspuns sau ceva, pentru că nu sunt activ și la request message-urile alea le văd pe telefon, că pe calculator nu știu cum e. Și asta e faza. Deci nu vă așteptați dacă mi-ați scris pe Facebook Messenger să vă și răspund în cel mai scurt timp. Probabil o să vă răspund când o să pot. Dar să nu-mi trimiteți mesaje de alea, salut Luca, ce faci? Pentru că la alea clar nu o să vă răspund. Măcar îmi spuneți și voi subiectul, bă Luca, uite, am o propunere, bă Luca, uite, hai să facem asta, bă Luca, nu știu. Și văd că tipul chiar a luat ceva, ceva loot. Tipul era în România clan, deci vedem că era într-un clan destul de bun. Și ce am observat și eu, mi-a zis cineva aseară, bă Luca, schimbă pe România. Și eu am zis, ok, hai să schimbăm să vedem pe ce loc suntem. Mai are 18 arcașe care le pune aici la Dark Elixir. Tare. Mamă, cât loot, frate, cât loot. Stai. Deci, după e David. Faza e că eu nu prea pot să fiu așa și într-o parte gen. Eu acum am Ward, de exemplu, în clanul meu, România 89, bine, ăsta, tot ăsta e clanul meu, dar știți la ce mă refer. Faza este că ăsta ce e? Ăsta nu-i loot. Bă, dar este. L-a făcut 3 stele măcar? L-a făcut. Faza este că nu pot să fiu, cum să zic eu, pe două conturi deodată. Desigur aș putea pe unul să joc pe telefon și pe unul pe calculator, dar mi-ar fi destul de greu și ar fi destul de nașpa, nu aș recomanda chestia asta. Și văd că Wizardzii la Town Hall-uri mici te salvează și asta am observat-o și eu, pentru că îmi donează băieții și mie Wizard și vreau să le mulțumesc. Și îmi place foarte mult cum arată nuanța de Wizards de level 4, arată chiar foarte tare. YouTube, uitați, Luke. Mamă, loot, n-ai ce zice. Băi, și când găsește așa ceva, adică arată prea tare în primul rând elixir colectoarele, uitați cum sunt. Binele nu poți să zici că sunt ceva, dar elixir colectoarele arată așa de tare, oricum eu m-aș repezi spre gold, știți foarte bine. Și mamă câte arcașe cum le pune omul. Le pune cu 8 mâini. Cu 10, că atâta mi se pare că e maximul pe telefon. Există mai mult, adică mai mult de 10, îți recunoaște telefonul mai mult de 10 degete? Nu cred. Nu cred. Important e că ia loot-ul, adică nici, cum v-am zis eu, nu vă interesează dacă faceți stele sau nu, contează loot-ul să luați și să vă lăudați în clan, să vă enervați colegii, cum zic eu. Da, o grămadă de luni am ce zice. Și chiar îmi place că băieții găsesc. Este, o să vă arăt imediat pe ce loc suntem, dați să ne mai uităm la atacuri. Watch live, bla bla bla. Faza este, eu nu prea citesc pe aici. Nu, să zicem că eu intru doar să colectez, nu neapărat și scriu, pentru că știu că dacă aș scrie. Bine, asta când am timp. Nu scriu pentru că de multe ori nu am timp, trebuie să plec și dacă scriu bună, salut, băieții tot o să mă întrebe chestii și eu nu o să pot să le răspund. Și de asta, de bune tuturor, eu sunt Luca și bine v-am găsit la un nou episod puțin mai special. De ce zic puțin mai special? Pentru că momentan suntem pe contul mare, dar imediat vom fi pe contul mic. De ce zic asta? Păi, am intrat și eu pe contul mare, am văzut că am treasury aici, am făcut misiunea aia de 5 stele și am avut și eu aici 200 de mii. Și cu 200 de mii am făcut 6.500.000. Păi ce poți să faci cu 6.500.000? Păi, destul de multe. Cred că o să-mi fac un Archer Tower care o să ajungă la level 12. Vă dați seama cât de tare va fi? Sau un Cannon la 12? Băi. Deci crește cu 11 și aici crește cu 11. Bă, mai bine un Archer Tower pentru că e mult mai OP, adică trage și ground și air. Și boom! Da, mamă cum s-a dus. Cât de tare. Suntem în pană momentan, dar văd că aici se construiesc toate astea. Ar mai trebui să fac un springtrap, dar nu mai am bani. Un airbomb, un springtrap, mă rog. Chestiile alea nu mă bazez acum pe ele pentru că nu mă ajută. Da, știu, ar trebui să-mi fac și garduri și cred că o să mă apuc de garduri în cel mai scurt timp. Dar momentan vreau defensuri. Hai să intrăm pe contul mic pentru că așa am zis. Un moment. Load. Confirm. Băi, din ce am văzut eu, pe contul mic o duc destul de bine și vreau să mă maxez, ca să zic așa. Faza e că nice and tidy. Ah, da, l-am făcut ieri pe ăsta și am vrut să-l colectez în. Oh, m-am mai făcut ceva. Upgrade Crank Castle to level 2. Tare.
Și tare, bun. Elixirul mi l-am consumat pe baloane. Știu că aveam 150.000 și rămâneam doar la 150.000, dar pur și simplu așa era. Asta trebuie să am Town Hall 6. Ok. Aici e mai ciudată treaba. Atacați numerele la care nu sunt făcute 3, ca putem face. Mulțumesc de înțelegere. Băi, war-ul l-am câștigat sau nu? Băi, 61 la 61, ce e asta? Is this for real? Is this for real? Oh my god. Eu ciudat, nu sunt în war, dar nu știu ce. Eu credeam că m-am pus în war, dar apare nu sunt în war, știi? Deci, GG. Hai să vedem ce au făcut băieții. Băieții au scos stele. Olimpiu n-a atacat. Băi, Olimpiu. La, știu că au plecat unii și asta m-a supărat foarte tare, gen primul număr știu că a plecat și vă dați seama, primele numere n-au fost făcute 3 stele, adică numărul 2 a fost de șeful. Wow, bun atac, șefule, ce să zic. A intrat Ionel în clan. Ionel, mamă, ce celebru ești tu, Ionel. Salut, salut. Să cer? Da, băieți, o să mă spameze cu salut, Luca, salut, salut, salut. Hai să pun mina asta la level 8. Perfect. Și probabil... Mama, am aproape 150.000 constant. Și probabil ar trebui să-mi fac gardurile. Băi, cred că ar fi ceva. Un loc și pentru mine. Accept. Clanul e full. Trebuie să ne uităm să vedem cine nu donează. De exemplu, IMAX. Văd că e pe tușă. Cine ar mai fi care nu donează? Vlad. Cred că Vlad o să-i dăm kick. O să-i dăm kick. Dap. Eu iau după donații. Nu știu dacă vorbesc. Faza e că... Așa-i consider eu după donații. Deci o să-i dăm kick lui Vlad. Hai să-i dăm accept. Ok, salutări. Hai să le zicem și băieților. Eu sunt mulțumit de war, n-am ce zice. E un war ok. Momentan ok. Dacă îl câștigăm, va fi și mai ok. Băieții au dat ceva atacuri pe aici. Așa mai merge, șeful. Am văzut că a atacat destul de bine în war și cred că o să-i dau elder. Mamă, loot. Loot. Nu foarte mult loot, dar e ceva. N-ai ce zice. Și... Nu știu, eu m-am obișnuit cu chatul ăsta. Nu știu dacă v-ați obișnuit. În sfârșit, salut, Luca, ai văzut ce war avem? Alo băieți, salut, 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 Leon. Ok, faza e că am văzut o strategie în care poți să farmezi, să faci o stea cu giganți și cu goblini și să faci o stea. Da, știu, e ciudat, dar strategia nu merge la Town Hall 8, maxim 9, mai departe nu, e destul de greu. Salut, Luca, filmezi? Dap. Filmez, omule. Și storage-ul ăsta mi l-am făcut pentru că trebuia să scap de elixir și... Uite mai, pot să elimin astea pentru că n-am ce face.